Am revenit a doua parte a emisiunii noastre, îl avem alături pe domn profesor Valerian Țuclea, analistul nostru aici de la Campus TV. Domnul Țuclea, ia să vedem, primim mesaje pe WhatsApp, stați așa că e un domn din zona politică. Haideți să vedem ce citim. Izmeneala din politica buzoiană și liderii de la care voi așteptați schimbarea. Aulea, e mult textul ăsta. Oricum, mulțumesc mult. O să-l citesc între timp, de breaking news. Între timp o să citesc când vă dau eu cuvântul, dar trebuie să anunțăm faptul că ne-am înșelat în privința domnului Dancă. Știți, domnul Dancă, noi putem să-l dăm pe domnul Dancă cu tot cu declarație, mai putem, știu că nu asta am stabilit, dar acum vorbesc serios, dacă putem să-l dăm să reamintim din noi... Nu, ok, bun. Deci, reamintim noi atunci, înainte să-l dăm pe domnul Dancă pe post, reamintim faptul că domnul Dancă, în noiembrie, în campanie electorală, înainte cu 2-3 zile de acel weekend de alegeri pentru parlamentare, când el candida pentru un post de parlamentar de Vrancea, a ținut neapărat să facă o conferință de presă, deci a cerut să facă o conferință de presă la sediul Organizației Județene Buzău, de la PNL, bineînțeles. Atunci era șeful cancelariei premierului Ludovic Orban. E, pe lângă alte lucruri, adică gen că ne sugera nou că Buzău este în Moldova, dar de foarte multe ori, adică n-a fost doar o scăpare, au fost mai multe scăpări, gen probabil trebuie să îi se dea o hartă sau să se reamintească multe lucruri, dar... Domnul Dancă a zis așa, că studiul de fezabilitate este gata pentru autostrada Buzău-Ploiești, primul tronson din autostrada Moldovei, și că până la sfârșitul anului se va organiza licitație. Nu, se vor semna contractele de execuție. Domnule, licitația întâi, domne, încă o dată, licitația, lăsați un pic contract, păi stați așa, a zis de licitație, a zis să nu... Deci licitație, contractul, după aia se semnă, nu e rău. Bun, au venit alegerile, a fost ales, buzoienii care l-au crezut, l-au votat. Vrâncenii. I-au votat pe ăștia de la PNL, poftim? Da, și vrâncenii. Și vrâncenii și toată planeta. Așa, au trecut vreo 2-3 luni până când Ministerul Transporturilor, într-o seară, postează pe pagina de Facebook... Autostrada 3D Buzău-Ploiești. O machetă din asta făcută în 2 ore pentru cine este specialist. Nu e mare vrăjeală. Asta ca să mai țină la curent sau să zică, domnule, uite, noi lucrăm pentru voi. Da, problema e că în acea postare textul zicea așa, că proiectul ăsta, autostrada 3D, este utilă pentru realizarea studiului de fezabilitate și obținerea autorizațiilor de mediu. Aueleu! Deci suntem în februarie și în martie și noi n-am avut nici măcar studiu? Adică nu-i cum a zis domnul Dancă? Ok, și am realizat, clar, deci fără doar și poate și nu retractăm, totuși, a mințit grosolan ca să ia voturi, că așa se face în România. Minți cu nerușinare până când nu mai poți. Și domnul Cățu a recunoscut că aia cu pensiile majorate, ea a fost o gogoriță de campanie. Dom'le, aia a fost o promisiune de campanie, eram în campanie electorală. Noi acum suntem la programul de guvernare, nu avem treabă cu asta. Bun. Atunci noi... nu exista acest program de guvernare. Da, corect, extraordinar. Genial chiar. Și noi am spus aici, bine, domnul Dancă, dar nu v-ar fi rușine, domnule, să mințiți în halul ăsta. Așa am zis, nu, domnule? Da. Da, normal, nu retractăm ce am spus, pentru că ăsta e adevărul. Dar adevărul este că domnul Dancă a aflat și de nebunia asta după aici, de agitația noastră, de obsesivitatea, chiar era la un moment dat, era criticat. Bă, dar ce bă cu domnul Dancă? Ți-a făcut ceva personal? Nu știu, ai vrut tu să fii deputat de Vrancea? Ai vrut tu să fii ceva și nu te-a lăsat domnul Dancă? Sau ai vrut tu să te duci pe la realitatea unde a lucrat el pe acolo și nu te-a lăsat? Sau... a băgat strâmbe ceva? Nu, mă, nu am nicio problemă. Domnul Dancă și-a dat demisia, domnul... Să-l dăm pe domnul Dancă, vorbim despre el și nu l-am dat până acum.
Domnul Dancă și-a dat demisia, în primul rând, din funcția de conducere de la PNL Vrancea și din funcția de deputat. Remușcările fiind legate strict de chestiile astea, că a realizat că a mințit atât de grosolan încât nu poate să ducă mai departe proiectul ăsta cu autostrada. Că în toată campania și cu Ludovic Orban în poze... Da. Eu vă zic să-l dați pe domnul Dancă și apare domnul cu nasul mare. Deci, domnul Țuclea, încă o dată, a făcut un gest onora, domnul Țuclea, ajutați-mă. Nu pot. Onora. Obil. Abil. Dar strigați voi din regia de emisie bilul ăla. Domne, onorabil. Abil. Pe silabe. Patru silabe. Domnul Țuclea, mai ziceți-mi un exemplu în țara asta de om politic care într-o noapte sau, mă rog, într-o dimineață... Mă lăsați să vă spun ce a spus domnul Dancă în 30-a 12-a 2020, când și-a mai dat toată demisia. 30-a 12-a 2020, anul trecut, în decembrie. Din ce și-a dat demisia? Sunt mândru că am făcut parte din guvernul României condus de prim-ministrul Ludovic Orban. Eu te pot, domnul Dancă. Da, mi se prea mai simpatic ăla de dinainte personaj. Până în decembrie, alături de o echipă de miniștri liberali competenți, dedicați muncilor într-una dintre cele mai dificile perioade din istoria României. Am schimbat într-un an mentalități, atitudini, obiceiuri, proceduri, reguli scrise și nescrise. Păi dumneavoastră v-a prezentat o regulă scrisă și nescrisă, programe și strategii cu viteza de care avea și are nevoie România în continuare pentru a ajunge la nivelul de dezvoltare pe care îl așteaptă românii în acest cincinal. Am salvat viața și sănătatea românilor și am intervenit rapid cu măsuri de sprijin pentru salvarea locurilor de muncă și a afacerilor afectate de pandemie și mă bucur că am contribuit la adoptarea și implementarea celui mai amplu plan național de investiții și relansare economică, scrie domnul Dancă. Mai dați-l o dată pe celălalt Dancă, ăsta nu-l cunosc. Stați așa, înainte să-l dăm pe celălalt Dancă. Vedeți că are mască domnul Dancă acum. Este un impediment, o barieră, de fapt, este o barieră. Să-i crească nasul. Da, nu are cum să-i crească nasul. Adică, iar crește nasul, adică chiar dacă e în regi... ce drăguț! Vai de mine! Și zâna apare? Când apare zâna? Cine e zâna în povestea asta, domnul? Dom'le, încă o dată, ne îndepărtăm de subiect. Gestul onorabil al lui Dancă de a-și da demisia, pentru că nu a putut să mai suporte... Presiunea psihică a faptului că a mințit cu nerușinare în campanie electorală pentru a lua voturi, pentru că asta le furi când minți cu așa ceva, așa, le furi, de fapt, nu? Da. Adică e un fel de fraudă. O păcăleală. E un 1 aprilie permanent. Da, e ceva de genul așa, dar numai că e ceva mai grav așa. Un 1 aprilie permanent. Pentru că îl primește bani. Dom'le, să-și dea demisia încă o dată, ați mai auzit vreodată așa ceva? N-am auzit așa ceva, nu. Nu, dacă dumneavoastră aveți informația asta, jos, pălărie. Dom'le, cum adică dacă eu am informația asta? Dar dumneavoastră nu aveați? Nu, eu știam demisia din decembrie și ați văzut, v-am citit ce... Dar de ce veniți la emisiune, domnule, documentat? Nu am documentat, domnule, cu... Da. Demisia de astăzi, că astăzi și-a dat demisia. Domnule, dacă jos, pălăria. Mii de scuze că am vorbit aici despre dumneavoastră că... Bine, ați mințit, dar... Nu, domnul Dancă, gestul de a vă da demisia a fost extraordinar. Adică, nu știu ce domnul să Dancă, da, făcea vorbire aici de măsuri de sprijin pentru salvarea locurilor de muncă și a afacerilor afectate de pandemie. Haideți, domnule, haideți să fim serioși, sunt oameni de afaceri care n-au primit cei 75% promiși de guvern pentru salarii. N-au primit nici în momentul de față un leu. Suntem la nivel european locul 1 în Europa. Locul 1 în Europa, dar de fapt pe ultimul loc, așa, la nivelul cuantumul salariului, penultimul loc, înaintea noastră este Bulgaria, după noi, la nivelul de salarizare. Noi avem o medie de 8 euro pe oră, ceea ce, dacă ne ducem în Belgia, în Danemarca și în alte țări ale Europei, vedem că sunt salarii de peste 40 de euro pe oră. La capitolul taxe și impozite pe salarii, da, suntem campioni. Bulgarii
ne-au luat-o înainte. În sensul că la un salariu de aproximativ 3.000 de lei, deci luăm o cifră, da. 3.000 de lei, românii rămân în mână cu 1.755 de lei, iar bulgarii cu 2.600 de lei. Da. Restul, deci faceți dumneavoastră diferența să vedeți cât este impozitată salarizarea în România. Și noi vorbim că avem salarii și că am dat salarii, am dat cu o mână, prețurile au crescut exponențial. Domnul Dancă, asta să vadă ca parlamentar al Partidului de Guvernământ, nu să spună că a salvat viața și sănătatea românilor prin intervențiile dumnealui ca șef al Cancelariei Primului Ministru, Ludovic Orban, că a salvat românii și că a intervenit rapid cu măsuri de sprijin pentru salvarea locurilor de muncă și afacerilor afectate de pandemie. Iar i-a crescut nasul. Domnul Țuclea, nu știu dacă ați urmărit, era o emisiune pe Pro cu Mask Singer. Adică niște vedete care se îmbrăcau în diverse personaje, cântau, aveau oarecum vocea distorsionată. Și un juriu trebuia să ghicească cine e în spatele acelor personaje. Da. Și la momentul la care se ajungea la acel punct culminant, cu publicul în spate, cu toții ziceau, strigau, masca jos, masca jos, mă la domnul Dancă, masca jos, domnul Dancă. Nu, îi crește nasul dacă își dă masca. Masca jos, domnul Dancă, nu se poate așa ceva, domnul. Domne, felicitări, domnul Dancă, gata. Pentru ultima dată, jos pălăria. Domn comisar, aveți pălăria la dumneavoastră astăzi? Dădeam și eu pălăria. La revedere, domnul Dancă. Ne vedem în mandatul următor. Îmi pare rău, sincer, acum că v-ați dat demisia. Nu trebuie să vă dați demisia. Trebuie să rămâneți acolo, să rămâneți cu stoicism și să venim cu toți împreună pe autostradă cu buldozele de care ați anunțat că vor veni anul acesta și peste încă 3 ani, când sunt alegeri, vor fi peste 3 ani, da? 2024, nu? Da. Așa, să mai veniți, să ne mai promiteți o minciună aici la Buzău, la noi, pentru că ne place despre dumneavoastră, enorm. Eventual să candidați pentru a deveni parlamentar de Buzău, să fie primit. La revedere! Păi ce avem noi aici la punctul 2, domnul? Nu știu. Domnul Țucrea. Ia citiți dumneavoastră, domnul Țucrea, la punctul 2. Nu știu ce avem. Păi cum, domnule, nu... Nu aveți telefon la dumneavoastră? Nu. V-am trimis pe WhatsApp. Este, nu se poate așa ceva. Nici pe asta nu știați. Ia să vedem. Gata cu domnul Dan că să sparge, mă rog, să sparg televizoarele, că dacă crește nasul domnul Dan că... Nu are mască și nu are cum să... Nici știu cum să zic. Este protejat. Dar eu nu cred, domnul Țuclea, în istoria politică locală și știu toate scandalurile, și cu înjurături, și cu unele chiar așa, un pic de tentativă de abuz fizic sau de agresiune fizică. Dom'le, sunt oameni care s-au certat, lideri importanți, care s-au certat la cuțite, la șef la cuțite, la orice cuțit. La asta vă referați dacă ar merge domnul Neagu? Da. Mi-am adus aminte pentru că știam despre ce o să vorbim. Nici, dar de această dată zic așa, bă, eu chiar nu cred, știați, nu? S-au împăcat domnul primar Toma cu domnul președinte al Consiliului Județean Petre Manuin Neagu. S-au împăcat, dar eu nu cred în împăcarea asta, s-au mai împăcat de mult. S-au mai împăcat. Deci s-au întâlnit zilele trecute pe un teren neutru, să zicem, ca să nu fie văzut de public, adică nu s-au zis în restaurant, nu că sunt condiții măsuri, că erau doar două persoane, adică nu, domnul nu, Toma... Au avut și mediere. Domnule, au avut mediere, dar partea finală au... reglat-o face-to-face, adică bărbătește. S-au întâlnit de într-o zonă așa de pitorească, pe la Vulcanii Noroioși. Și și-au spus diverse, știți cum e, bă, dacă sunt bărbați, bă, ce facem noi aici, bă, stai. Și zicea, băi, tu n-ai vrut să fii, ai vrut să pui pe Roman Șcanu candidat la președinția Consiliului Județean. Da. Uite, că nu ți-a reușit. Și tot așa, și ăsta, dar tu, hai, vino Nadi cu Consiliul Județean. Nu dau eu, mă, atâția bani. Cum să piardă bugetul județului atâția bani? Pe ce? Pe falimentul de la Transbus? Și și-au reglat tot. S-au împăcat, vorba aia, și-au dat mâna, pac, la propriu, și-au stabilit un gentleman agreement. Care mai dă primul în celălalt, își dă demisia.
nu cred în angajamentul ăsta, eu nu cred în împăcarea asta. Chiar nu cred. Deși, acum dacă s-au întâlnit ca doi bărbați așa frumos și... Dom'le, cel puțin instituțional, ei doi trebuie să colaboreze. N-au încotro, pentru că, sincer, nu prea mai au pe ce să certe, decât pe sărăcia bugetelor celor două instituții pe care le administrează dumnealor. Domnul Neagu, Consiliul Județean, domnul Toma, Municipiu. Și nu mai au de să se certe decât pe sărăcie și pe mărunțiși. Deci, ziceți. Așa că mediator domnul Ciolacu între cele două părți și a reușit, zic eu, să astăzi, 1 aprilie, să facă pace între cele nu, două. Nu, întâlnirea n-a fost astăzi. Îmi pare foarte rău, domnul Țuclea, iar nu aveți informații. Noi vorbim astăzi despre ce s-a întâmplat. Corect. Dar aș vrea să aduc în amintire că relația asta tensionată între domnul Neagu și domnul Toma nu este de astăzi. Dacă vă aduceți aminte, în 2017 domnul Neagu spunea că în relația cu domnul Toma spunea în relația cu domnul Petre Emanuel Neagu sunt surdomut. Până în momentul în care voi vedea că se vor lua acele decizii înțelepte pentru toată strategia de dezvoltare a orașului Buzău, în ceea ce privește apa. O problemă o reprezintă apa. Donema un absil teple. În 2020 s-a mai făcut un acord de pace. Un dezacord, poate. În care se spune că am semnat o înțelegere cu prietenul meu, Petre Emanuel Neagu. Câteodată e fără ghilimele, câteodată e cu ghilimele, a spus domnul Toma. Ne-am împrietenit. Nu e dragoste la prima vedere, dar sper să ne încadrăm în aceeași viziune, pentru că nu poți să desparți orașul Buzău, care este motorul economiei în restul județului. Așa. Nu există așa ceva. Trebuie să fie o singură strategie de dezvoltare și o singură viziune. Da, da, da. Și pe această viziune am semnat cu domnul Neagu un angajament. Vai, ce frumos. De care n-am mai auzit nimic între timp. Dar de niciun punct din cele 7. Și probabil că în 2020 l-a semnat angajamentul și în 2021... Nu. În 2020, Marcel Ciolacu, lider al PSD și la Buzău și la nivel național, l-a dat temă pentru acasă, mai pe românești. Bă, hai, faceți proiect comun, ieșiți în fața publicului, ziceți că v-ați împăcat. Bine, nu ziceți că v-ați împăcat, că n-are rost, dar ieșiți amândoi de mânuță, ziceți acolo că găsiți voi niște puncte așa, să puneți pe hârtie, vă faceți, semnați acolo frumos și semnăm chiar acum și gata, asta s-a întâmplat în august, da. La alegerile locale, cum a spus și dumneavoastră. Și înainte de atunci, de după alegeri și până... Cât e ceasă, 18:49, până la această oră, ați mai auzit ceva? Am auzit acum că s-a împăcat. Nu, eu am auzit până la împăcarea asta, marea împăcare, să zicem, că sunt totuși doi cu funcții foarte importante, am auzit de altceva. De certuri interminabile, adică în interiorul partidului, dar la cuțite, adică, repet, la cuțite. Este... Dar apreciem încă o dată, iată, dacă pe domnul Dancă l-am apreciat pentru bărbăția sa și până la urmă gestul său onorabil de a-și da demisia, îi apreciez și pe cei doi că au avut bărbăția să treacă peste orgolii și spre binele cetățeanului, nu? Da. Bine, așa Buzău. Este, spre binele cetățeanului. Băi, au zis, măi Petruș, da măi Tomiță, hai băi să o lăsăm, hai, ce rost, nu vezi, nu avem treabă domnule, băi, nu avem treabă. O să fie frumos, dacă nu o să fie urât. Mai avem timp? Mai avem timp pentru ceva? Nu? Reportăm? Bine, reportăm. Și că avem timp să ne luăm la revedere, domnul Ciocla. Vai, câtă generozitate, dragii mei colegi de regie de emisie. Băi, deci mă simt atât de răsfățat. Vă rog, domnul Ciocla, trebuie să ne luăm la revedere. Îi salutăm pe privitorii. Dar nu știm noștri, de la cine. Pe buzoienii care ne-au privit și de la cei care și-au dat demisia, ne-au părăsit. Păi și-au luat ei la revedere de la noi, adică da. Noi rămânem și, pe aici. Și adică, noi mă rog, ne luăm la revedere mai rămân. De la dumneavoastră, pentru că dacă și-au dat demisia, domnul Dancă și-a dat demisia, nu mai avem subiect despre dumnealui. Că... Haole, ce facem noi data viitoare, domnul Ciocla? Am pierdut... Câtă generozitate aveam de la domnul Dancă. Am pierdut subiectul. Păi cine mai găsim noi, mă, personaj? Bă, tot așa, mitoman. De asta ne văităm. A,
Nu ne aveți dreptate. Nu, nevoie. Păi cine mai găsim noi? Avem scenă cât cuprinde. N-am vorbit despre meeting-uri, n-am vorbit despre agresiuni, n-am vorbit despre... N-am vorbit despre pandemia asta nenorocită. Avem subiecte... Nu știu dacă ar fi fost potrivită o discuție în ziua... Dar nu astăzi. Astăzi. Dar nu, nu astăzi, nu. Astăzi am avut subiecte mult mai importante. Astăzi, da, adică... Da, am zis la început emisiunea, hai să ne detașăm un pic de lucrurile astea care ne apasă. La și o să ne mai apese. Ne apasă și, și o să ne mai apese. De rău. Apropo de ce vorbeam înainte de emisiune la o țigară. Da, mi-e teamă că nu știu unde ne ducem. Mm. Unde ne îndreptăm. Suntem fără direcție. Din păcate. Da. Dar totuși fiind pleonasm, bineînțeles, haideți să terminăm într-o notă optimistă. Cum am putea noi încheia o emisiune astăzi de 1 aprilie? Să dăm niște de-astea, niște păcăleli la sfârșit de emisiune? No, oricum nu? Suntem păcăliți cu toții. A, marea păcăleală este însăși viața. Suntem păcăliți cu toții. Însăși viața este marea păcăleală. O mare păcăleală. Trăim într-o mare păcăleală. Păcăleala asta de coaliție, păcăleala asta de la Buzău de coaliție, la vârful prefecturii. Păi o să se certe oamenii ăștia, domnul Țuclea. Uite, mai profităm de faptul că ai noștri colegi de regia de emisie știu că vor înțelege să mai stăm 5 minute. Hai să vorbim la o cafea. Vă provoc, domnul Țuclea, ne cunoaștem de atâta timp, știți foarte multe informații. Cum și eu știu. Sunt unele lucruri care nu se spun și nu le voi spune niciodată, că nu mai nu se spune. Dar altele se pot spune. Și începem să bem o cafea, așa ne imaginăm, în fața telespectatorilor. Domnul Țuclea, apropo de prefectură. Credeți că vor fi schimbați toți directorii? Va fi o procedură destul de grea, pentru că încă legea funcției publice, legea 188, dă bătăi de cap. Dacă se schimbă legislația, nu va fi greu deloc. Dom'le, ei și-au propus asta. Sigur. Vor rămâne în funcție doar cei pe care îi consideră că ar fi executanți. Sigur. Va fi o problemă aici, pentru bine, va fi o problemă în sensul că oricum se debarasează imediat. Oamenii nu au să pună. Dar peste sunt niște tot. Oameni profesioniști la anumite instituții de care n-ar trebui să te debarasezi. Probabil că vor jura credință noi conduceri și vor rămâne. Da. Sper că nu o să avem. Nu. Am zis cec în alb. Gata. Cec în alb. Mă abțin. Mai așteptăm. Da. Oricum, ne vor oferi subiecte suficiente. Numeroase. Domnul Țuclea, mulțumesc pentru prezență. Bună seara noastră și telespectatorilor noștri. Analiză. Multă, multă sănătate până săptămâna viitoare. Bun. Nu numai până săptămâna viitoare sănătate. Până o să ne vedem săptămâna viitoare. Păi da, până săptămâna viitoare când o să le urați din nou sănătate până în săptămâna cealaltă. Așa că vă dau din sănătate în sănătate așa. Doamne ajută. La 19.30 am uitat să zic știrea importantă și din sport, sunt noutăți legate de cine va prelua echipa, s-a hotărât acest lucru, dar asta veți afla la 19.30 în jurnalul Campus TV prezentat de Mirela Copariu. Vă mulțumim încă o dată, la revedere, toate cele bune!